testăm. Picurile s-au făcut în urmă cu 20 de minute. Un jucător de la Fight Club a lipsit și atunci s-a decis să nu se mai aștepte, ci să treacă prin faza picurilor. Acum vom vedea doar un old pick în care eroii sunt deja cunoscuți. Este primul meci din sferturile de finală. Avem pe Gamers Elite din Macedonia, care se luptă cu Fight Club. Fight Club fiind cunoscută echipa lui Arlecchino. Probabil că o să vedem meciuri mai strânse puțin decât am văzut în faza grupelor sau chiar decât unele meciuri văzute ieri. Sper că Să o să sperăm că vedem. s-a mai ridicat un pic nivelul. Da, și nu vom mai vedea greșelile care s-au repetat ieri foarte des. Meciurile toate le puteți vedea pe canalul nostru de YouTube, Dota 2 Rom. La fel pe forum vor fi postate. Ce să mai zic? Am observat că nu se folosesc tag-urile echipei, nu se folosesc. Sunt echipe făcute, cred că, așa, înainte de concurs, cu Da, 2-3 zile. Au ales un nume, primul care le-a venit în cap și... da. Totuși au poză, văd aici la Gamers Elite, dar nu folosesc tag-ul, nici cei de la Fight Club nu folosesc tag-ul. Noi când jucam, foloseam și tag și Erau eram și alte vremuri, tactic. erau alte vremuri și eram și altfel. De partea celor de la Gamers Elite avem pe capitanul Burn jucând Puck, Mid, SaveX pe Syllaber, Rubick jucat de KL Dota 2, Alchemist VV pe Dota și Silencer de Toshinato, nu știu, 835. Da, de parte la Fight Club, capitanul Naga Siren, puncte puncte R, Tendin Alex pe Necrolite, Moon G pe Visage, Godness pe Juggernaut și Midu Arlecchino pe Dragonite. Dragonite-ul face un rush de portal direct, nu prea stă la discuții. Deși o să fie destul de greu să Necrolite concureze merge cu... pe Easy Lane, pe Harcary, pe Most Farm. O să fie Ne destul de face greu la pentru pusă. Davion să concureze cu Puck după rune, care va ajunge primul la rună. Să Da, vedem Easy Lane totuși. prost cu Visage. Visage, Juggernaut și Naga Siren. Lockdown de Naga Siren e simplu. Deci mecanica ar fi Lockdown de Naga Siren cu Ensnare. Blade Fury de Juggernaut cu Soul Assumption de Visage. Aia e First Blood sau Kill. Londruidul sus va avea probleme și nu va avea control la Necrolai. Mai degrabă nu va avea probleme. Încearcă aici să tragă Creepy, clasic deja. Nu știe dacă vor fi 3 eroi sau doar Mișcare, unul. mișcare. Uite, avem un Ala Necroyate mișcă care s-a tot. deconectat, o pauză. Auză ca de obicei. A Era. venit, a venit ultimul și a ieșit primul. Exact. Deja s-a așteptat foarte mult să începe cu flamă, probabil. Sau o mini flamă. Vorbește frumos, dar putentă de flame. Păi, e și de înțeles. Da, este un înțeles, nu. What can I do? Type GG. Dar din moment ce ești în Dota, joci Dota, deci nu înțeleg ce altă treabă ar avea mai târziu sau mai să te aștepți când joci Dota, te aștepți la așa ceva, mai ales la Dota 2. Bine cunoscut fiind faptul că la Dota 2 poți să te reconectezi față de Dota 1 care Da, la asta 1 era... nu puteai să te reconectezi la joc. Deci veneai la joc și acolo rămâneai. Asta era mai bine, după părerea mea. O precizare aș vrea să fac. Dacă Londruidul trage aici în linia, Necrolite-ul va avea probleme foarte mari a da la hit în turn. Necrolite-ul fiind bine știut că nu are o animație foarte, foarte bună de last hit. Și Nuke-ul, The Dead Pulse, face foarte puțin damage, 75. Foarte puțin damage, foarte mare mana.
Asta e tot ce pot să le fac, să le acord 2-3 minute să se reconecteze. Dacă nu se reconectează, vor fi nevoiți să joace în 4. Poate vezi că cer sfertul academic acum. Nu, nu aștept sfertul academic. Atunci am mai uit și eu pe chat, nu avem nimic ca pe chat. Vede dacă ar ști pucul ăsta că este de Deusus. Doar că am terminat pe Dragonite curașului de Battle. Primite back și ar cam pierde pe două levele, foarte important. Bine, el nu știa cum a suporții lui, nu i-au pus sword aici. Oricum are damage mai mare deja pucul, base damage este mai mare. Mare, da, și cu DD-ul ăsta ar avea damage mai mare, dublu. Dublu. Dar suporții nu și-au tras, și-au tras de la inimă să-i pună și lui un ward la urmă, să știe și el cam care treabă. Avem un ward aici, ar fi bine să mai pun, dacă ar fi pus și el pe aici, probabil ar fi văzut că nu e runa jos, s-ar fi dus sus după ea. La Davion mă gândesc, cei din Gamers Elite au ward-uri și sentry-uri pe silencer, dar... Cred că așteaptă să vadă liniile. Da, și un mic detaliu aici. Vedem, observăm dacă observați de o parte și de alta curierii. Stau foarte aici în buza fântânii, cum se zice. Pregătiți să un plece. Un detaliu care e foarte important pentru bottle-ul de mid. Da. E foarte repede, dacă ai curierul undeva pe aici pe în fundul bazei, pierzi cel puțin 5 secunde până ți-a bottle-ul și ți-l aduce. Deci îl ai cu 5 secunde, nu știu dacă știai, Adi, dar este foarte important. Vreo 3 secunde pierzi sigur. Da. Deci observăm și de o parte și de alta că știu băieții de mișcarea asta. Deci o mișcare foarte, foarte subtilă, foarte bună. Dar foarte pentru jocul de mid. Nu știu, deja... Așteptăm să se reconecteze, să începem jocul, stăm de prea mult timp. Tot ce nu știu este faptul că silencerul ăsta nu știu cum să joacă pe 3 lane. Nu am văzut niciodată, asta e prima oară. Suport silencer. Silencer, da, suport, înțeleg suport, dar nu știu ce aport poate aduce silencerul într-un 3 lane defensiv. Defensiv? În principiu cât ești inițiat. Pentru că cei de la Fight Club au un team lane foarte puternic aici. De silencerul, da. Dacă dă vizajul Greifchilu, e cam aia e, Adi. Greifchilu prin slow-ul de vizaj foarte puternic. Cred că l-au luat numai pentru team fight-uri viitoare, adică, nu știu, să vedem o ultimată de Naga și după ultimata de Naga foarte mult spam din partea nu silencer de ultimată. Îți permite să iei pe un defensiv decât un erou defensiv, dar asta e problema lor. Am spus, nu comentez alegerile jucătorilor, că nu vreau să... Da, Vion a luat primul erou, primul creep, puc, l-a ratat. Runa rămâne sus. L-au prins pe alchemist, se învârte Iurnero, dar nu poate să se apropie mai mult din cauza turnului. S-a gândit și silencer să pună un ward. Acum vede pucul că nu este runa jos. Da, și vedem că i-au pus ward suporții. Probabil a fost frică să meargă la început. Se gândeau că ei sunt 3, dacă ceilalți vin 5, atunci n-o să o ducă prea bine. Da, sus necro are 2, un singur creep pentru Silaber. Da, Londruidul va câștiga linia asta, probabil va câștiga linia. Londruidul e foarte puternic în confruntări 1v1 cu eroi care nu au... Păi, practic sunt doi eroi, să putem spune. Foarte multă armură, trebuie să ai ori ceva de gen. Vedem foarte agresiv, foarte, foarte agresiv cei din Gamers Elite. Uite, au dat 3 hituri, 4 hituri și n-au luat niciunul. 5 hituri, dau într-una. Acum o să vedem Boots of Speed pe... Nu vedem. Eu cred că ar fi trebuit să-și cumpere Boots of Speed dacă vrea să fie agresiv Iurnero. Botul a venit. Cred că așteaptă minutul 2 ca să vadă unde e runa. Uite, acum se duce Jakiro ca să o campeze. Nu este neapărat necesar Adi Boots of Speed în 3 lane-ul ăsta pentru că au foarte mult loc, nu?
Da, și asta e adevărat, foarte mult slow. Da, Slow plasă. plasa și cu flow-ul momentan are level-ul undeva la level 2 cu vizajul și vizajul deja începe să dea hara, să joacă cam agresiv așa și trebuie să joace de fapt. Pe de altă parte, cei din Radiant joacă la rândul lor foarte agresiv, ceea ce nu ar trebui să facă, pentru că la level 2 acum vor avea probleme foarte mari. Vedem cum stă Silencer-ul foarte agresiv aici, ar fi putut să-și ia foarte la cu ușurință. Și are numai 400 viață. Exact, are foarte puțină viață, foarte puțină armură, vedem unul pe Silencer la armură. Față de 8 cât are Naga Siren. La Naga Siren fiind și un erou de agility și știm că agility-ul știm sau vor ști acum băieții de pe stream. Uite câte viață mai are SaveX sus. Da, mulțumim. 190 și a folosit o poțiune. Deja are 12 creep față de 7, dublu aproape. Da, conduce detașat lui. Uite, Silencer caută aici ward-ul. Și nu. Ba da, uite, fac, dacă dai click pe el ar trebui. Nu, nu face viziune, nu vede. Îl caută acolo, dar nu-l găsește. Hătălia de mid cu cât Uite, și acum sarge. vedem o inițiere, da? Nu, foarte, foarte târzie inițierea. Lasă, uite, vreau să stingă pe Rubik. Și First Blood pe Rubik luat de Naga Siren, s-a stins și Visage. L-au stins pe Rubik la timp. Da, pentru a lua Întâia First Blood-ul. Vladu. Se întoarce Visage cu teleport. Uite cum se învârte jucătorii între plasă. Alchimist acum vine cu stun-ul pe Naga Siren. Un hit, două hituri. Și nu, a murit Visage și s-a întors și Rubik. Da, foarte Fate bine. Bolt pe Juggernaut, i-a luat damage-ul, minus 8 deja. Aici un Deja, avantaj, Fight Club. aici e cea mai interesantă parte a jocului. Au ieșit foarte bine în avantaj Fight Club, pe lângă faptul că au luat First Blood. Nu le-a murit carry-ul, care deja este level 3. Și Alchemistul este level 3, pe de altă parte. Da, dar Alchemistul a murit. A murit. Da. Ambii suporți au făcut câte un kill din partea celor de la Fight Club, ceea ce A, din nou slow de îi va design. ajuta. Uite, acum o să vedem probabil o moarte din partea la Silencer, da, a murit Silencer. Naga este prins acolo între creepy, a murit și Naga. Stă în acid acum foarte mult Juggernaut. Da, Necro a recuperat. Moare și de o parte și de alta, ceea ce n-ar trebui să se întâmple, cel puțin din partea celor de la Dire, n-ar trebui să moară. Puck s-a dus în bază. Pentru că nu s-a se întors cu merită să teleport. moară. Uite, inițiere pe Puck acum. El a luat deja jumătate din viață, abia a venit din bază. Se duce după el. L-a lăsat cu 80 HP. Și da, se știe că Poisonul de Dragonite te ține la 1 și iarăși moare Alchemist jos. L-au prins și pe Rubik, nu se duc pe el. E deja aproape de turn. Alchemist a stins a doua oară în mai puțin de 3 minute. Cauza faptului că stă foarte agresiv, cum am spus. Mid l-au prins pe Davion. Ultimata de Puck, foarte bine dată și a murit Puck. Acolo s-a dus prea aproape de turn, dar Arlecchino nu s-a speriat și s-a bătut cu el. Foarte bine s-a bătut acolo, că dacă ar fi fugit și dacă ar fi rupt ața, cum se spune. Naga Siren iarăși este prinsă într-un loc nepotrivit. Alchemistul moare din nou. A treia oară moare Rubik, și Rubik. Și el. Și deja jocul e foarte, foarte... Turnul a bătut Visage. Urât pentru cei de la Radiant. 8 cu 3 deja. Două... Poate că au făcut niște trade-uri bune, părerea mea. Încep să le cam dea înapoi. Acum Necrolite farmează sus, Silaber este în bază. Deja da, are 24 de creep, l-a ajuns pe Silaber. Necrolite-ul are posibilitatea de a-ți da haras și în același timp a nu te regenera din cauza da, la Heartstopper. Aura. Deci nu te poți regenera când ești în AOE-ul acela. Și ca să te regenerezi este nevoie să ieși din area de XP. Sau cel puțin din area lui de AOE, de Hardskipper, care de cele mai multe ori este și are radius de 1000, nu, este mai mare decât
Ce de hit? Poftim? L-au prins acum pe Iornero. I-au luat jumătate de viață. Nu, mai puțin. 200, 300. Da, evasion cu Battle Fury la orice spell. Mai, thanks. Se dă în puc, vrea să vină jos, nu s-a răzgândit. Au văzut că s-au dat back. Și probabil, uite, Davion împreună cu catapulta vor să dea turnul. Davion dă foarte mare damage la turnuri. Mai ales în ultimată. Pasivii de dragon. Uite, deja turnul mai are un sfert de viață. Deja 3 sferturi de viață i-a fost dată jos. Da. Și Davion are și, are și un regen în bottle. Da, pierderea turnului mid în minutul ăsta coincide cu pierderea map controlului în mare. Cam asta ar fi problema. Uite, l-a prins pe Puck acolo, se duce după el, nu-i pasă. Uite, nici nu simte că dă turnul în el. Am mai pierdut jos un kill. Da, din cauza Dragon pe silencer. Nu prea are probleme cu bucățile de physical. Armură și regenerare în același timp. Îi arună la Puck, ceea ce n-ar trebui să se întâmple. Are controlul midului, Dragonite-ul câștigă midul, poate detașat aici, părerea mea. Nu știu dacă ești de acord sau nu, dar asta e părerea mea. Păi, bineînțeles, a luat acum un smoke, a văzut că are double damage, s-a cumpărat un smoke, vrea să dea turnul repede și să ajute alte linii. Da, să ajute alte linii. De exemplu, sus ar fi un kill foarte ușor pentru Davion, a trebuit doar un stun să dea și un flame, ultimata de necro face restul. Este deja level 8, aproape 9 necrolite. Puck a venit jos. Și l-a prins acolo cu ultimata, dar da, nu... Dar... Degeaba, în Blade Fury nu a fost chiar cea mai bună soluție, totuși l-au prins pe, l-au stins pe Naga, au lăsat kill-ul foarte bine pentru alchemist. Da, foarte bun și face shift-ul, să precizăm faptul că a dat un face shift foarte bun la nucul de vizaj. Și a căzut turnul mid, cu double damage, era fără Puck acolo, n-a fost nicio problemă. Să vedem ce optează Dragonite-ul. Poate un hood chinezesc, poate un hood chinezesc, vorbesc de faptul că chinezii au făcut prima oară un rush de hood pe Dragonite. Sau un Shadowblade ala International 3. 3 jucători deja au mers sus, păcat că linia este împinsă. Poate nu le pasă, cred că pot să facă dive. Bine, să ia da, și turn. Face dive, se duce după el. Nu are move speed-ul necesar. Uite că s-a oprit, foarte, foarte prost s-a oprit acolo Save X. Necrolite știe că nu are mana suficientă și dă doar o ultimată. Ultimată care pierde și turnul de sus. Până când vine ultimata, eroul este blocat, este practic în stun, ceea ce a mai permis să mai... Naga este tot în smoke, așteaptă ceva sau pe cineva. Deși poate părerea mea este că ar trebui să meargă mid, să farmeze acel wave de creep ca să facă level 6. L-au prins aici pe silencer și cred că o să-l omoare numai cu familiarii, da? L-ar fi omorât doar din familiari. Silencer foarte squishy. Asta este problema la silencer. Un erou foarte squishy. Silencer poate să facă să îndeplinească mai bine rolul de hard carry sau Solomon. Dar e decizia lor. Deja minutul 10 avem un mecanism pe Necrolite. Foarte, foarte mult regen dacă când vor sta toți 5 jucători împreună. De altă parte, cei de la Dire trebuie să fie foarte atenți pentru că acum au dat turnul și au creat foarte mult spațiu la Londruid de farm. Iar dacă pierzi Londruidul din de sub control și nu mai gandezi, va pune foarte repede o radiant sau poate un maelstrom, ceva de genul. Și vei avea probleme, cu toate că ei da Haras, ei da și turnul. Nu prea îl interesează pe Londruid care e 0 cu 15 când te bate cu ursul și îți dă baza știind faptul. Se fac semne acolo, foarte bine s-a rotit Juggernaut, ultimată foarte bine dat acolo de Puck pe 3 jucători. Prins silencer în afara poziției, s-a stins Rubik, la Puck foarte bine dat acolo face shift ca să oprească ultimata de Juggernaut. Se duce după el Juggernaut cu face boots, silencer trage 2 jucători după ei, are și ultimată, Necrolite, nu a vrut să o folosească. Și cred că va muri acum
Juggernaut. Da, da, foarte bine a jucat Puck. Va muri și Puck. Da, vine Nuke-ul de Visaj care le stinge. Vine Nuke-ul de Visaj și Puck-ul n-a avut face shift, era procedeu. Pierd turnul și de jos. Și cu toate că pierd turnuri, foarte multe turnuri și map control în același timp, observăm că n-am niciun mod pe hartă, cei de la Radiant. Deci absolut nicio fel de viziune pe hartă. Goldul stă la 10.000 în favoarea celor de la Dire. Deja goldul stă la 10.000, deci m-am uitat. 8.500-9.000 aproape pentru experiență. Gold este. Dar, încă o dată, alchemistul își poate reveni foarte repede. Uite medalionul pe Visaj, de care spuneam mai devreme. Își poate reveni, dar abia acum observ că nu are la Goblin's Grid. Nici nu avea nevoie pe triplă, având în vedere că are doar 29 de cripi. Da. Probabil că în momentul în care va primi puțin spațiu de farmat. Uite, sus se duce Davion, să dea și turnul 2. Ierte 2-ul fără și contest. Nu. Și îl dă singur, nu-l interesează nimica. Nu cred că îl lasă să dea din AI. Ar fi putut să-l dea. Un hit. Foarte prost a jucat acolo Arlecchino. A fost puțin cam fricos Arlecchino aici. Și ultimata, vine teleportul și apucă. Da, da, nu, a murit în bază, s-a rupt ața. Da, s-a rupt ața și a murit în bază. Jos, Silencer moare la cooldown. Acum l-au prins și pe Rubik. Silencer, nu l-a prins. Scuză-mi expresia, dar asta va fi meciul ăsta. Pentru că nu are ce să facă, pur și simplu chiar nu are ce să facă, va face fit. Deja are 0 cu 5. Da. 6 cu 2 pentru suport, 7 pentru Visaj. Silencer are level 5. 6, deci Rubik la fel, nu are nici level 6. Pe când Visaj stă la level 8. Naga la level 6, 11 pentru Necrolite. Radiant's bottom tower has fallen. Bondruidu nu are foarte mulți bani în bani. L-au prins din nou pe Rubik, o plasă foarte bine dat acolo de Naga Siren. Nu pot să continue. Ultimată doată acolo foarte bine de Juggernaut, l-a stins pe Rubik instant. Și acum se dau back. Probabil vor apărea turnul. Uite, un teleport. Da, e doar un teleport. Dacă ar fi fost două, poate cred că l-ar fi și bătut. Stă foarte departe la un druidul, departe de turnuri. Roșanu ar putea fi o țintă sigură pentru cei de la Dair acum, în vedere map controlul pe care și l-au creat. Deja mai este doar un tier 2 tower. Da. S-au trecut doar 14 minute. S-a intrat în middle game foarte, foarte bine din partea celor de la Dair. Foarte greu și foarte dificil va fi jocul din partea celor de la Radiant, dar... Uite, cu medalion va cădea imediat, Davion este acolo. Deja au pierdut 2000 HP și nici n-au venit. Davion nici nu era acolo. Și vedem 2100 gol pe Naga. Pune mecanism direct acum. Au deja un mecanism pe Necrolite care are aproape și Aghanim. Da, deci Naga își poate pune foarte ușor o urnă, un mana boots, un drums chiar, dacă vrea. Uite, Necrolite are deja aproape 700 gold după Roshan. Imediat termină. Da, Aghanimul. 300 gol va avea Aghanimul și cam asta este de baime cu celor de la Radiant. Are la net worth conduce, standing left through, leg through, pardon. Vedem în acest moment cei de la Radiant nu mai farmează, încearcă doar să-și apere tot de mic. Dându-i spațiul lui Savix, care se fac ping-uri pe el. Da, dându-i spațiu, să dau ping-ul pe el, da. Și-a luat teleport, probabil că în momentul în care... Uite, Rubik prins în afara poziției de Dragonite. A venit acum la Def și SaveX, care poate mai bine stătea și farma, că nu are ce să facă jos, mai ales în 4 versus 5. Mai ales, uite, prins Puck acolo, nu știu ce făcea, s-a stins înainte să dea măcar ultimata. Din nou prins în afara poziției. Lasă pe urs, îi omoară ursul, are altul din fericire, dar stan acolo de alchemist care prinde doi jucători. Juggernaut. Cam lasă cu overextender. Nu. Naga,
Song of the Siren care salvează pe Juggernaut. A venit și Puck cu ultimata, a rămas în mijloc. A scăpat. Uite, Davion l-a omorât pe Silaber, da, triple kill deja. Da, s-a luat avantajul celor de la Dire și meciul să este tranșat deja, cel puțin partea de mid va fi dată jos, având în vedere că au healing ward-ul de Juggernaut, care se poate ține în viață pe Aurie. Este un healing ward de level 2. Avem un Battle Fury pe Juggernaut. Ar trebui să încearcă aici să facă un def cu AOE-ul de acid. A spompat și ultimata. Da, și s-au dat B aici. Un pic de spațiu. Ei, farm sus, farm jos, numai că te dai back. Cărătorii acum ambelor echipe farmează. De la Radiant de farm. Și după cum spuneam, Aghanimul pe Necrolite, 18 minute cu Mecha. Aghanim cu Mecha, foarte bun farm cu Necrolite. Să vedem acum replica celor din Gamers Elite. Ne permite pun Adi farmul Necrolite, având în vedere că a stat contra la Londruid, care Londruid poate să te bată și să te scoată din main pool-ul. Mai ales că pui, cum se cheamă, the slow orb-ul. Da, Orb of Venom se numește. Da, Orb of Venom. Orb of Venom te numești, te referi. Nu are urs din nou. Save X. Au murit foarte des ursul, foarte mulți bani pentru cei din Fight Club. Deja diferența de experiență a depășit 15.000, 20.000 gold. De precizat 2.600 gold pe vizaj, 1.400 acum și-a luat point booster-ul pentru Aghanim. Uite, avem un Yasha pentru Naga Siren. O plasă acolo. Uite, uite unde l-a prins pe Silencer, care a folosit ultimata. Și foarte bine a dat cu ultimata, a prins un jucător, l-a omorât pe Juggernaut. Necro, în schimb, pompează mecanismul. Da, de precis, și heal. Va scăpa, Necrolite nu poate să-l omoare. Ultimata foarte bună, uite cât damage face ultimata, fantastic. Avea mai mult de jumătate din viață. Silaber. Da, Necrolite-ul e o foarte bună contra. Da. Ați observat aici cât damage a dat, la 709 damage magical. Este foarte mult. Ceea ce a spus motor grafic de la început s-a demonstrat acum. Prins în last word Juggernaut, se dă back. Avem din nou Mecha. Al doilea Mecha în acest fight. 26-7. O victorie destul de ușoară pentru cei din fight, ca din punctul meu de vedere. Practic au jucat în 4 tot meciul, Silencer nu s-a văzut apoi decât de umplutură, cum să zice. Deci n-a putut să contești. Are deja 0 cu 8. Prins alchimistul, numai, deja numai. Jocul legat, ar putea da gândul, da, vedem GG-ul. Vă așteptăm la ora 9 cu un meci care se anunță mult, mult mai interesant, între 3V, Veni Vidi Vici și UTT. Echipa lui Kozo și echipa lui Dark, 3V, care 3V au avut un... au jucat foarte, foarte bine, au distrus tot în drum și au jucat foarte repede. Vă mulțumim pentru meci și vă așteptăm la ora 9.